Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Astăzi povestim despre parfumurile pe care le-am purtat săptămâna trecută și vorbim despre parfumurile pe care le am eu în colecție, dar și despre parfumurile testate, pentru că am decis că o să includ în parfumurile săptămânii și parfumurile testate. Și o să încep cu unul. Chiar am vrut să-i fac un video separat, dar m-am gândit că nu o să fie de interes, adică nu știu dacă cineva se uită la un video doar despre un parfum. De fapt, știu că nu prea se uită lumea la astfel de clipuri, dar aș face și clipuri cum făceam eu odată, recenzia zilei și vorbeam despre un singur parfum. Nu știu dacă o să fac asta de acum înainte, dar de data aceasta am decis să îl includ în clipul acesta pe Burberry Goddess, noul parfum de la Burberry. Un parfum foarte frumos, foarte frumos. M-a cucerit parfumul acesta, nu mai am decât un strop din el aici, l-am purtat ieri și să știți că încă este pe tricoul meu. Este un parfum foarte intens, foarte persistent și l-am simțit ore bune. Nu mai am să mai dăm un puf. Hai să încerc. Am reușit să pulverizez pe mâna mea și oricum îl știu foarte bine pentru că este un parfum care m-a cucerit și pe care l-am purtat toată ziua ieri și este un parfum care merită avut în colecție. Voiam să îl analizăm puțin și am văzut că pe Fragrantica este asemănat cu Mont Guerlain și din punctul meu de vedere este un parfum mult mai frumos decât Mont Guerlain, mult mai bogat, are o vanilie mai puternică, mai intensă și de fapt parcă se simt mai multe tipuri de vanilie. Este foarte bogat parfumul acesta și dacă vă e teamă de lavandă, să știți că iese vanilia în evidență și are așa niște nuanțe, niște nuanțe de lavandă, niște nuanțe de zahăr brun, niște nuanțe de lapte, cumva este o vanilie cremoasă, o vanilie dulce, gurmandă, bogată, foarte bogată, este un parfum foarte intens, foarte, foarte frumos și dacă îl găsiți, pentru că știu că sunt niște reduceri pe Crew Shop, mâine, dacă nu mă înșel, a fost la un preț bun și pe Military Shop. Și ce voiam eu să vă mai spun este faptul că toate sticluțele de Burberry Goddess sunt reîncărcabile de la cea mai mică, de la 30 de ml în sus, adică și cea de 30 de ml. Și acum are un preț de lansare, bineînțeles. În magazine probabil că l-ați văzut la un preț foarte mare. Asta este cu Burberry Goddess, este foarte frumos, foarte frumos și unic și nu vă gândiți că dacă l-aveți pe Mont Guerlain sau pe Libra, că am văzut că este, unele persoane spun că seamănă cu Libra, că seamănă cu Mont Guerlain, mie mi se pare că dacă le ai pe acelea în colecție, poți să ți-l iei pe acesta liniștită pentru că nu seamănă, nu este făcut după ceva sau să semene foarte bine. Nu, mi se pare foarte bun parfumul și mă bucur că Burberry a scos un parfum unic. Unic și frumos, nu este flanker, nu seamănă cu altceva, este unic și este foarte frumos și foarte bogat. Foarte intens, vanilat, gurmand. Minunat, deci chiar îmi place foarte mult parfumul acesta și m-a șocat pentru că persistă foarte bine, este atât de intens și atât de plăcut, vi-l super recomand, testați-l prin magazine dacă îl vedeți, dacă vă place vanilia, dacă vă plac parfumurile dulci, mie mi se pare că este și nu ai cum să dai greș cu el dacă îl cumperi blind, pentru că are doar niște nuanțe de lavandă, nimic care să deranjeze, este un parfum cu vanilie, deci vanilia iese în evidență. E frumos, foarte frumos. Trecem mai departe la parfumuri din colecția mea pe care le-am purtat săptămâna trecută, să mai vorbim și despre mostre parfumate.
în acest video, însă continuăm cu Hugo Boss The Scent, apa de parfum și loțiunea. În general le port seara, am mai vorbit și în clipul trecut de parfumurile săptămânii despre acest combo, îmi place și este un parfum vibrant și foarte vesel și plăcut. Ce am mai purtat? Am purtat și acest Paradox de la Eva Daniela Edosa de pe parfumat.ro. Este un parfum inspirat de Prada Paradox, un parfum care mie îmi place, este dulce, este floral, un pic soapy îl simt, chiar îl simt un pic soapy, dar îmi place, are floare de portocal, vanilie, este dulce, este și fructat și l-am purtat și pe el. Să știți că persistă destul de bine pe mine pentru prețul pe care îl are, mi se pare un parfum bun. Un alt parfum pe care l-am purtat săptămâna trecută este acest minunat de la Mugler, Angel Nova. Un parfum cu licii, cu mult trandafir, cu o bază lemnoasă, foarte plăcut, foarte persistent. Îmi place foarte mult parfumul acesta. Apoi, am purtat acest La Noi Trezor de la Lancôme, varianta EDT, apa de toaletă. Și acesta seamănă destul de bine cu apa de parfum, dar este ceva mai light, ceva mai fructat, nu are baza aia gurmandă, dar și el este un parfum dulce, dar parcă se duce mai mult în zona de fructe, nu este atât de seducător ca și apa de parfum, este ceva mai vesel, mai fructat, mai light. Dar seamănă și cu apa de parfum, doar că nu avem baza aceea intensă și gurmandă. Este un parfum pe care eu pot să-l port și vara și care îmi place. Haideți să vorbim despre un parfum pe care l-am purtat săptămâna trecută și despre care am primit întrebări și am promis că o să vin cu mai multe impresii aici în parfumurile săptămânii. Vorbim despre Rose Lavand din această gamă Le Jardin de Fragonard, de la Fragonard. Are o cutie superbă, deci sticluțele de la Fragonard sunt atât de frumoase. Așa se deschide și aici avem parfumul. Haideți să vă spun ceva. Parfumul acesta mă duce cu gândul la Delina, dar desigur se dezvoltă diferit. Are în deschidere trandafirul acela cu licii. Deci eu simt licii aici, simt același iz, cum simt și în Delina, cum simt și în Angel Nova. Are trandafirul acesta, dar baza este una pudrățică și nu simt lavandă, eu nu simt lavandă în parfumul acesta. Se numește Rose Lavand, are în deschidere bujor și pară, da, bujorul care se simte în Delina. Avem în mijloc trandafir și lavandă și da, cred că mai degrabă simt un bujor fructat decât un trandafir fructat, dar se simte și trandafir. Trandafir și lavandă, nu simt lavandă în parfumul acesta, chiar nu simt. Apoi avem tonca și frunze de violetă. În bază aș zice că este o notă de tonca și o violetă mai degrabă, nu se simte miros de violetă, dar se simte o bază pudrată, nu simt o bază verde, pentru că știu că frunza de violetă dă un iz destul de verde. Acum, parfumul acesta este unul foarte frumos, dacă îți place bujorul, dacă îți place trandafirul, persistă bine, să știți, pe mine persistă foarte bine parfumul acesta, este foarte feminin, este foarte frumos și este și în trend, să zic așa, urmează trendul acesta de Delina și alte parfumuri cu bujor, cu licii, cu... Deci nu simt acolo pară, simt o combinație de floare fructată. Un trandafir împreună cu un bujor și cu ceva fructat, exact compoziția aceea de lici, bujor, trandafir, la la la, cele care sunt în trend acum. Acum nici nu știu când este făcut acest parfum, nu știu dacă cumva urmează trendul,
nici nu mă interesează, dar pot să vă spun că dacă vă place combinația asta de fructe și flori, cum este trandafirul și bujorul, este un parfum foarte frumos. Acum, revenind la Fragonard, pentru că am primit întrebări în legătură cu parfumurile de la Fragonard, eu mai am câteva în colecția mea și să știți că îmi plac, sunt niște parfumuri care nu au un iz sintetic, sunt naturale, sunt plăcute, sunt feminine. Despre persistență pot să vă spun despre acesta că persistă foarte bine pe mine. Eu mai am unul din această gamă, cred că e din această, da, tot din această gamă este, pentru că am aceeași sticlă, doar că diferă desenul de pe sticluță. Acela este ceva mai citric, sinceră să fiu, nu prea l-am băgat în seamă, dar o să-l testez și pe el și să văd cum este. Este ceva mai citric, este clar un parfum pentru vară. Mi-ar fi plăcut să fie un citric mai suculent, așa, cum sunt cele de la Atelier Colon, dar nu mi s-a părut chiar așa de suculent. Nu m-a dat pe spate acela, însă acesta mi-a plăcut. Pot să vă spun că sunt parfumuri care merită testate. Știu că este greu să le testez, că nu prea e unde, dar acesta îmi place. Acesta îmi place foarte mult. Este un parfum frumos și bun. Mai am și altele, de exemplu îl am pe Etoile, mai am unul care miroase a turtă dulce, trebuie să le mai testez, dar și acela îmi place foarte mult. Etoile este un parfum citric foarte natural și foarte plăcut, nu știu despre persistență că nu a intrat de mult în colecția mea, dar vă spun despre acesta. Sau în general despre mirosurile astea, despre parfumurile de la Fragonard, să știți că sunt foarte plăcute, foarte naturale și zic eu că au și niște prețuri ok. Mai informați-vă și voi și vedeți și despre părerile altor persoane. Apoi decideți dacă vă riscați să vă luați un blind, pentru că din păcate nu prea ai unde să le testezi. Un alt parfum pe care l-am purtat săptămâna trecută este Lemontar de la Theodoros Kalotinis, un parfum gurmand 100%, dacă vrei să miroși ca o tartă cu lămâie, acesta este parfumul perfect. Miroase foarte bine a unt, este un parfum onctuos, este un parfum gurmand 100% și delicios. Dacă îți plac parfumurile 100% gurmande, vai de mine, vai de mine, vai de mine. Îmi place foarte mult parfumul acesta și nu mi se pare că este un parfum doar pentru vară, mi se pare că poți să-l porți tot timpul anului, pentru că poți să miroși oricând ca o tartă cu lămâie, nu? Alt parfum minunat pe care l-am purtat este acest Chanel numărul 19 pudre, un parfum pudrat, pudrat. Miroase a iris, a florii galbene, nu știu, stă așa o senzație de ce pulverizator bun are, o senzație de eleganță și rafinament, mi se pare destul de aerisit, foarte purtabil, îmi place foarte mult parfumul acesta, mie s-a pus pata pe el, dar este un parfum pe care trebuie să-l testezi înainte. Sau, nu știu, dacă îți plac foarte mult parfumurile pudrate, îți va plăcea și acesta. Și îmi place foarte mult cum se usucă, cum se simte în aer. Îmi place mult de tot. Chiar mă bucur să îl am în colecție. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi este Miss Dior Cheri Lo, însă mai am și două mostre despre care vreau să povestim puțin. Foarte frumos este acest parfum, pe el l-am purtat cel mai mult săptămâna trecută, este un parfum pe care poți să-l porți oricând, este un parfum proaspăt, este fresh, este un parfum de vară, este minunat parfumul acesta, minunat, este un moscat. Haideți să vă spun ceva, la ce m-a dus cu gândul pe mine parfumul acesta. Știți că eu am luat la un moment dat Emir Metallico, este după Tom Ford Metallic, o clonă, este inspirat de Tom Ford Metallic și să știți că dacă
nu am testat originalul, dar dacă acel Metallico ar fi un parfum ușor, proaspăt, un parfum de vară, un parfum fresh, acesta ar fi. Mă duce foarte mult cu gândul la izul acela care este mult prea intens și mult prea puternic în emir Metallico. Eu l-am păstrat pentru a-l testa iarna, pentru că în vara nu m-am înțeles cu el sub nicio formă, este prea puternic. Dar dacă ar exista o variantă, cum mi l-am imaginat eu pe Tom Ford Metallic, dacă ar exista o variantă pentru perioada caldă, acesta ar fi. Îmi place atât de mult parfumul acesta, este un muscat atât de frumos și avem ca și note portocală, amăruie în deschidere, în mijloc gardenie și în bază mosc. Atât de simplu, atât de frumos și atât de elegant și din fericire este și un parfum care persistă mai bine față de cel roz, cum îi zice, Blooming Bouquet, apa de toaletă, cred că am eu, care persistă 2 minute. Doamne, cât de frumos miroase! Este un parfum care se deschide fresh, amărui și ușor se face mai cremos. Oricum rămâne în zona asta de proaspăt, dar devine mai cremos, floral și moscul acela în bază este atât de unic, atât de frumos. Nu am mai mirosit nimic de genul acesta. Este un parfum proaspăt, amărui, moscat, perfect pentru perioada caldă. Din păcate, ca multe alte parfumuri pe care le-au scos, parfumuri bune, parfumuri frumoase, nici acesta nu se mai găsește, dar este absolut minunat parfumul acesta. Minunat! Am zis că mai am 2 mostre și una dintre ele este aceasta de Chanel Chanson Tendre, un parfum cu o deschidere fructată, proaspătă. Îmi place foarte mult cum miroase parfumul acesta. Este răcoritor, este proaspăt, este girly, este fancy așa într-un fel. Și îmi place foarte mult cum se dezvoltă, chiar este un parfum frumos, îmi place și mi se pare că am testat la un moment dat Chanel Chans O Fresh și știu că și acela mi-a plăcut foarte mult, dar nu prea le cunosc atât de bine și vreau să testez, dar acesta îmi place mult de tot. Este cumva foarte aromat așa, nu aromatic, aromat. Cred că nu știu ce poate să-i dea izul ăsta așa aromat, poate că gutuia, că știu că are un iz aromat, gutuia, are gutuie și grapefruit în deschidere, în mijloc are zambilă și iasomie, iar în bază are mosc, iris, cedru de Virginia și ambră. Îmi place parfumul acesta, acum nu am putut eu să analizez atât de bine persistența parfumului, știu că nu sunt parfumuri care persistă foarte bine, dar sunt frumoase, ce să zic. Îmi place Chanel Chanson O Tendre și am mai purtat ultimele picături de Rosendo Mateo 6, fetelor. Acesta este un parfum minunat, minunat, dacă vrei un parfum puternic, dacă vrei un parfum un pic oriental. Are un iz oriental, dar nu este nimic prea mult. Deci persistă atât de bine parfumul acesta. Și apoi se dezvoltă o iasomie atât de diferită și frumoasă, de proaspătă. Este dulce, este puternic, este seducător. Îmi place foarte mult. Ia să văd dacă... Ha, mai avem. Deci o să-l simt acum de pe mână toată ziua. Toată ziua o să simt parfumul acesta. Este minunat, este minunat, super intens, un pic ascuțit, adică trebuie să testez parfumul acesta, seducător, sexy, are o deschidere, v-am zis, pe care eu o simt așa super orientală, nu știu, o combinație de flori, apoi ușor începe să se calmeze pentru că deschiderea este super țipătoare, să zic așa, și la un moment dat simt o iasomie foarte plăcută în el, dar e un parfum pe care trebuie să-l testezi înainte, este minunat parfumul acesta
și cu el închei acest clip. Ei bine, acesta este clipul de astăzi. Dacă nu v-am lămurit în legătură cu unele parfumuri despre care am vorbit astăzi, lăsați-mi întrebările voastre în comentarii pentru că o să vă răspund cu mare drag, ca de fiecare dată. Spuneți-mi și voi ce vă face cu ochiul de aici, ce ați testat, ce vă place, ce nu vă place și dacă ați testat noul Burberry Goddess, ce părere aveți despre el. Pentru că ne putem ajuta să citim comentariile și să vedem și alte păreri, mai ales că este un parfum nou și bănuiesc că sunteți curioase. Vă mulțumesc pentru vizionare, noi ne vedem în curând cu un video nou, însă nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să lăsați un like, să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați atunci când pun un video nou și noi ne vedem în curând. V-am pupat! Pa, pa!